Consumă-ți energia prin muzică, nu prin violență. Acesta este sloganul sub care se va desfășura festivalul Night Music. Evenimentul este organizat de asociația Youth Can Do It, în parteneriat cu Direcția Județeană de Tineret și Shopping City Suceava. Festivalul va demara printr-o caravană auto, ce va începe vineri la orele 18, la ambianța nopții, și va parcurge ruta Georgenescu, Mărășești, Areni, Centru, Burdujeni. Iar sâmbătă va începe de la orele 12 cu oprire la festival. Pe caravană vor mixa DJ, se vor împărți flyere cu mesaje antiviolență și cu line-up-ul festivalului. Dorim ca tinerilor județului Suceava să li se ofere o alternativă pentru petrecerea timpului liber. Sperăm că vom beneficia de sprijinul tuturor celor care s-au angajat în această mișcare și nu va fi singura de acest gen. Suntem bucuroși să fim gazde alături de partenerii noștri la acest eveniment, să spunem nu violenței, și sperăm ca evenimentele pe care le vom găzdui să atragă atenția încă o dată că violența este nocivă, este dăunătoare, este antisocială și că putem face lucruri mult mai bune, mai ales pentru tineri, ca să putem face această generație mai bună. De asemenea, la festivalul Night Music colaborează și Inspectoratul de Poliție Județean și cel de jandarmi. Vrem să salutăm inițiativa acestor tineri de a construi și de a promova modele comportamentale pozitive prin muzică. Nu știm cu toții că muzica îi atrage foarte mult pe tineri. Din păcate, așa cum se spunea, trăim într-o societate în care uităm să fim aproape de celălalt, de problemele și nevoile lui și, în fond, ale comunității noastre. Jandarmeria nu este străină de astfel de inițiative. În anii anteriori am desfășurat acțiuni pe linia prevenirii violenței, atât în ceea ce privește violența în sport, cât și în mediul școlar. Și consider că aceste acțiuni au fost binevenite și au avut succes. Sâmbătă și duminică, în parcarea Shopping City Suceava, vei avea parte de concerte extraordinare. Vor mixa peste 20 de artiști din toată țara, iar atmosfera va fi animată de dansatori și VJ din mai multe județe.